Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord învărsător, etalare pentru aprilie. Dragii mei, înainte să spun ce am de spus, aveți o carte care a apărut la leu. N-am scos-o eu, ea a vrut să sară, să se arate. Vedeți ce și cum. Om discuta, dar înainte de toate, haideți să vă spun că aceste etalări rezonează câteva luni de zile. Pot să fi intrat în vibrația pe care, eu știu, o exprimăm sau o exprim, o explic în această etalare. Posibil să fi intrat de câteva luni de zile sau e posibil să se manifeste în următoarele luni. Vom discuta despre acest I love you, despre acest te iubesc. Dacă nu l-ați auzit, dacă nu l-ați spus, urmează să-l auziți. Nu musai în aprilie, repet, poate unii în aprilie, poate alții mai încolo, mai iunie. Există în aer să nu... Dar o să vă mai explic despre asta. Să nu uit să vă spun, deși se aude sau nu se aude în timp ce mai amestec cărțile, în timp ce le tai, etalarea nu este doar pentru soare, este și pentru cei cu lună, este și pentru cei cu Venus, cu ascendent, și cu nodul nord. Pentru cei cu Venus mai ales și lună eventual, această intrare a lui Saturn s-ar putea să vă aducă o stabilitate și transformare evident la nivel emoțional și sentimental. Și bănuiesc că totuși acest I love you are totuși ceva de spus în plus. Pentru cei care aveți aceste aspecte, Venus și Luna. Vom vedea și cum se vor arăta următoarele cărți. Dacă în această etalare ceva nu vă place sau simțiți că nu rezonează cu viața voastră, că e la ce prostii spui, schimbați și căutați în altă parte, nicio problemă, nu se supără nimeni. Nu e obligatoriu să ascultați până la capăt. Dacă totuși aveți răbdare să stați până la capăt și să auziți una alta, și din tot ce auziți, să vă placă anumite lucruri, nu toate, nu vă sfiți să vă exprimați aprecierea cu un like. Ideea este că nu tot ce spune într-o etalare trebuie să rezoneze cu voi. Nu tot. Poate 50%, 20%, poate doar un mesaj. Învățați să stați relaxați. Uitați cum mi-a luat eu cafeaua. Mai aici o cafeluță, da? Luați-vă o cafeluță, un ceai, ceva, nu știu, ronțăiți, ceva ce vă place. Relaxați-vă și ascultați mesajele care vin. Și în momentul în care sunteți relaxați, primiți inspirația. Am spus, poate să fie doar un mesaj. Este suficient. Înseamnă că s-a meritat efortul. Efortul de a petrece timp alături de mine și acest canal. Ce ar mai fi de spus? Cam atât. Dacă e ceva să-mi aduc aminte pe parcurs, sper să spun. Am văzut în timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl folosesc pentru etalarea generală, am văzut de câteva ori asul de cupe. Și bănuiesc, și cavalerul de cupe, și nouă de spade. Bănuiesc că vă faceți griji, nouă de spade, semn de aer, într-o chestiune sentimentală. Posibil chestiunea aceasta, povestea aceasta, să fie la început sau începe să se manifeste. În curând, repet, nu musai în aprilie. În aprilie fac citirea, etalarea. Da? Este ca și când citești pentru prima oară o carte și ideile sau inspirația acelei cărți îți apare după un timp. Da? Ce ar mai fi de spus? Rezonez cu voi în foarte multe. Cam și eu planete învărsător și de fiecare dată sunt curioasă ce apare în etalarea voastră, de ca și când ar trebui să primești și eu niște mesaje. Deci sunt alături de voi și la bine și la greu. Ăsta e ametistul meu, cel drag, și sper să aveți și voi, iau ce frumos, ce superb e, să vă faceți rost de ametist, că ametistul este piatra vărsătorilor. Să începem să citim. Hai de la, hai că de când te așteptăm. Mesaj. Păi a meritat, eu zic, nu? A meritat așteptarea? Ați primit.
I love you, Aquarius. Te iubesc, vărsătorule, vărsătoare. Sau poate voi vreți să spuneți cuiva. Nu uitați, încă ceva de lămurit. Nu uitați că în timpul unei etalări eu pot să vorbesc despre voi, dar de fapt să fie vorba despre cealaltă persoană, să se inverseze rolurile. E o etalare generală. Da? E o etalare generală. Și atunci rolurile se pot inversa una, două. Da? Deci, posibil, voi iubiți pe cineva foarte mult sau cineva vă iubește. Acum că știți, iar rămâne de văzut despre această dragoste. Cum am spus mai devreme, și ideea a venit la voi, nu la lei. Și a venit acum, că am mai primit cartea asta de-a lungul timpului. Dar acum vine ideea, probabil, pentru voi. Eu văd acest înger al iubirii în aer. Și mă gândesc că poate dragostea aceasta, acel as de cupe, plutește în aer. Rămâne de văzut dacă s-a manifestat, dacă se manifestă sau în cât timp. Dar e undeva deasupra norilor. Aș zice că e mai degrabă în 5D, nu G, pe care îl instalează ea acum că stăm noi izolați. Și iar simt un mesaj pentru voi. Sau în această etalare neapărat pentru voi. Acest înger al dragostei are mai multe stele în păr. Și steaua în tarot este reprezentată printre alte multe simboluri de semnul vărsătorului. Posibil în această dragoste începeți să vă descoperiți o latură luminoasă sau niște aspecte luminoase pe care probabil nu le-ați descoperit în alte relații sau chiar dacă nu e relație, în alte iubiri. Că pot fi iubiri nemanifestate într-o relație, da? Iubiri în tăceri, în tăcere, în secret. Iar aceste stele vă fac într-un fel să străluciți și să radiați lumină și dragoste. Într-un fel aparte. Posibil tocmai, și asta vreau să mai zic, dar să termin mesajul, posibil tocmai că radiați dragoste, începeți să o și atrageți. Și acum întrerup un pic și adaug ceea ce uitase mai devreme să adaug. Scuzați-mă întreruperile. Da, au și era un scop. Am vrut să spun că săptămâna asta au venit mesaje foarte frumoase ca în toate zodiile. Mesaje de dragoste, dragoste adevărată la gemeni, te iubesc la leu, la vărsător, dragoste adevărată, am mai văzut-o, cred că și pe la rac. Ce am mai văzut? Tot așa, niște iubiri profunde și pe la balanță și nu mai mi-amintesc, dar știu că au fost mesaje frumoase, cam la toate zodiile. Și m-am întrebat, oare de ce? E minunat, într-adevăr, când vin mesaje frumoase. Nu știu ce mesaje vin în alte părți. Dar săptămâna asta am primit mesaje faine, în principiu, și de credință, și de răbdare, de înțelepciune, da? Probabil că mesajele vin în funcție și de starea noastră, zic eu. Că eu oi fi pe cale să mă îndrăgostesc și atrag aceste vibrații, mă înțeleg. Dar eu zic că și voi, majoritatea celor, sau măcar o parte, să nu zic majoritatea, măcar o parte dintre voi cei abonați acestui canal, posibil dacă suntem de mai mult timp împreună, ne-am ridicat vibrația împreună, am crescut împreună și începem să manifestăm și să atragem împreună vibrații pozitive. Eu așa zic și așa sper. Și repet, dacă a venit această carte superbă, cred că e la fel de frumoasă ca True Love. La fel de frumoasă, da? Nu știu pe care să o pun prima. Cred că totuși pe cealaltă o pun prima. Dacă a venit această carte, este minunat și înseamnă că avem ceva de împărtășit. Repet, nu vă fixați pentru aprilie. Plutește în aer, plutește deasupra norilor, ca o muzică angelică. Știți că muzica creează vibrații.
Repet, posibil este o dragoste care se simte în astral, în 5D, vibrează până aici pe pământ și o simțiți și începeți să o radiați. Că este dragostea voastră față de cineva, că cineva vă iubește, vom vedea. Vom vedea. Important, cel mai important este că ați intrat pe această vibrație. Oricând se va manifesta, mai puțin contează. Important este că sunteți pe această vibrație foarte puternică. Cele mai puternice cuvinte. În continuare aveți, practicați compasiune. Compasiune față de voi în cazul în care suferiți din dragoste pentru cineva. Compasiune față de ei dacă ei trec prin niște situații. Da? Ei, și prin compasiune, de fapt, ce faceți? Demonstrați dragoste. Dar nu o dragoste pofticioasă. E vorba de o dragoste necondiționată, angelică, divină, da? Care începe să se manifeste în unii din voi sau în viețile unora dintre voi, dintre noi, într-o formă sau alta. Repet, orică voi iubiți necondiționat pe cineva, ori cineva vă iubește necondiționat. În continuare aveți cărți care vă îndeamnă la practică, demonstrație, acțiune, da? Practică, compasiune, demonstrează dragostea, fă ceva pentru cineva. Dă-i atenție cuiva, cuiva care are nevoie de dragoste. Deci teoretic ar trebui ca voi să oferiți dragoste. Află ce este important pentru cei pe care iubești și acționează ca atare. Cu alte cuvinte, seamănă oarecum cu limbajul dragostei. Încearcă să înțelegi limbajul fiecăruia, poate persoană pe care iubiți are un alt limbaj sau are alte nevoi și încercați și adaptați-vă, da? Practicați compasiunea, vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Și în momentul în care vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, se proiectează lumina în ceea ce observați. Primiți inspirație, da? Posibil este nevoie să comunicați cu cineva, dar într-un mod sensibil, empatic. Da, amândouă arată. 41-15 să vă spună ceva. Înseamnă 5, 5 înseamnă schimbare într-un mod creativ, dar 4 înseamnă șabloane, înseamnă este un număr foarte fix. Bănuiesc că trebuie să ieșiți dintr-un șablon în care poate unii dintre voi sau dintre ei, da, nu erau obișnuiți să comunice și cu cei din jur. Ideea este că în momentul în care voi practicați compasiune și dragoste față de alte persoane, este că o manifestați în viață și vine în preajma voastră mai devreme sau mai târziu. Oare o fi înțeleasă? Demonstrați dragoste. Iar prin compasiune, prin acțiuni, prin aprecierea acestui moment, fiți doritor să vă exprimați dragostea. Dacă cumva unii au și cere ajutorul. Dacă cumva unii au probleme în acest sens, nu reușesc să-și exprime dragostea, cereți ajutorul. Sunt niște șabloane relaționale care intervin, să zic, sau încetinesc manifestarea acestei iubiri, că sunt în viața voastră, că sunt în viața lor, și am mai vorbit despre șabloane relaționale, sunt relațiile karmice, iar variază. Deci sunt niște relații karmice care încetinesc sau blochează această dragoste. Voi oricum trebuie să rămâneți doritor să vă exprimați dragostea și dacă nu puteți să vă exprimați dragostea față de ei din cauza acestor relații karmice, cereți ajutorul, evident, poate și ei ar trebui să ceară ajutorul, iar e altă variantă. Așa, apreciați acest moment. Și cum am spus mai devreme, demonstrați dragostea față de altcineva, pentru că voi în momentul în care aveți dragoste, noi, în momentul în care avem dragoste, nu putem să o ținem încătușată noi doar pentru că cineva nu poate să o primească. Noi trebuie să o manifestăm.
Și dacă cineva nu poate să o primească de la noi în acest moment, pentru că este într-o relație karmică, noi oricum trebuie să o oferim. Pentru că face parte din datoria noastră față de acest univers. Da? Și atunci, oferiți compasiune, atenție, amabilitate altora. Ca să nu stagneze energia. Energia trebuie să circule, mai ales energia dragostei. Apreciați acest moment. Important este că iubiți, că sunteți pe vibrație înaltă și poate mai puțin important este dacă sunteți iubiți, dacă vi se răspunde la fel, dacă puteți să împărtășiți, pentru că știu că unii au probleme în acest sens. Da. Și repet, nu știu câta oară. Dacă nu este vorba de voi, poate să fie vorba de altcineva în viața voastră, cunoscut sau necunoscut. Dar am văzut tasul de cupe, da? Și confirmă această dragoste. În continuare, din partea oracolului, aveți studiu. Citiți, căutați, educați-vă. Ajutați-vă să găsiți încredere și claritate, aici spune în carieră. Eu zic că se leagă de această poveste și de nevoia de a cere ajutorul. Ajutorul poate să fie primit sub multe forme. În primul rând, prin aceste mesaje, da, o confirmare. Iar educație, educație. Trebuie să mergeți la școala îngerilor, vorbiți cu îngerii voștri ca să vă eliberați de niște chestiuni. Ia. Poate de niște relații karmice, ori voi, ori ei. Poate de niște jene, rușini. Rămâne de văzut. Este că două cărți confirmă nevoia de studiu, dar și școală și studiu. Ce îmi place la această carte este că dacă aici sunt două ființe tinere, profesorul și ucenicul, aici este o ființă mai în vârstă. Ideea este că învățăm la orice vârstă și ce cred eu că are legătură, că învățăm să iubim la orice vârstă și este minunat. Cred că are legătură. Suntem ucenici în școala vieții și în școala dragostei la orice vârstă. Trebuie să învățăm să studiem despre dragoste la orice vârstă. Și eventual, ce am observat, studiem despre un subiect, zic eu, dragoste, relații. Și din punct de vedere virtual, că avem niște taste și un calculator, și practic, adică virtual în 5D, să zicem, într-o altă vibrație și la nivel terestru pământean. Ce ar mai fi de spus? Bănuiesc că și acolo mai e ceva de lucru până să se manifeste aici în 3D. Recunoașterea trebuie să se întâmple în primul rând în 5D. Și mai devreme sau mai târziu se va manifesta și aici, pe pământ. Deci pentru asta vorbiți cu îngerii. Fiți liberi. Și dacă vreți să atrageți dragoste și sunteți în niște șabloane relaționale, în niște relații karmice, eliberați-vă. Eliberați-vă ca să vină dragostea. E în preajma voastră. Ce ar mai fi de spus? Studiind. Reușiți să... Și studiind am zis despre dragoste, citiți despre dragoste, căutați articole, educați-vă, da? Reading, research, education. Și în sens, și în felul ăsta vă câștigați încrederea în ce aveți voi de oferit, în felul în care veți oferi când va fi momentul. Că de fapt noi studiem ca să oferim ajutor la un moment dat în viață cuiva, într-o direcție. Ah, interesant ce am observat acum. Am zis că sunt mai atentă, mult mai atentă la ceea ce văd într-un anumit moment. În acest moment, la această carte, am observat clepsidra. E o chestiune de timp. Timpul curge. Posibil faptul că nu se manifestă o poveste de dragoste, așa cum ați vrea voi în acest moment, se întâmplă din niște motive. Posibil ori ei trebuie să mai învețe, dacă nu voi, dar totuși mesajul a venit la voi. Eventual, cât timp studiați, căpătați și răbdare
vă dați seama că, da, trebuie să aștept pentru că. Și ei trebuie să iasă din relații karmice și eu trebuie să mă eliberez eventual de niște chestiuni de vină, de neîncredere, de diferite chestii. Și clepsidra asta îmi sugerează ancorarea în timpul divin. Nu presați situația. Făceți-vă de lucru. Făceți-vă de lucru și un lucru util. Studiați. Da? Școliți-vă. Alături de îngerii voștri. Poate ar trebui să-i studiați și pe ei. Posibil pentru unii să fie... Fiți atent, că acum mi-a venit mesajul. Posibil mesajul de dragoste să fie din partea îngerilor. Un mesaj de dragoste și de susținere. Îngerii să aibă compasiune față de voi într-o anumită situație. Că tot aveți și Talk to Your Angels, School, Study, da? Așa simt. Pentru unii care vă întrebați ce dragoste, ce aia, ceilaltă, s-ar putea să fie o confirmare din partea îngerilor. Că sunteți iubiți. Ce ar mai fi de spus? În momentul în care vă ridicați în vibrație, să zic, din punct de vedere intelectual, al înțelepciunii, reușiți să vă educați, să găsiți răspunsurile la întrebări, da? Căpătați acces la inima voastră, la niște cotloane ale inimii voastre și reușiți să creați o legătură între inimă și vișudi, da? Și chakra comunicării, a șasea, nu a cincea. Poate și a șasea este în discuție, aveți o altă viziune. Dați-vă timp să studiați problema, să studiați persoana, cum zice și aici. Find out what is important to those you love and act on it. Da? Cu alte cuvinte, studiază persoana, studiază situația. Și pentru cei care știu ce înseamnă un studiu, este nevoie de timp. De timp. Continuare. Ce alte mesaje ar mai fi pentru vărsătorii mei, dragi? Am un inel cu aventurin, la noi special, în această etalare să fiu ghidată. La capătul setului de cărți, trăsnet, similar cu turnul, un eveniment neașteptat. Și orice ar fi neașteptat, că neașteptat e neașteptat, da? Neprevăzut. Orice ar fi, nu uitați că sunteți iubiți. Probabil această confirmare vine cu un scop, da? Poate într-un mod de așteptat deveniți singuri 9 de monede și aveți succes. După niște amânări. După singurătate. După muncă. După ce v-ați păcălit în alte situații sau ați fost păcăliți în alte situații, aici semnul de aer. Vine aventura, aventura vieții voastre, dar trebuie să lăsați în urmă ce nu priește. Și să învățați să vă bucurați, să alegeți corect și să alegeți, dragii mei, pe cine, nu pe oșo musai, să alegeți înțelepciunea, studiosul, cum a fost mai devreme. Alegeți înțelept. Și apare și prietenia care vă construiește și prietenia care vă bucură, vă luminează întreaga inimă și se creează această stabilitate între voi. Probabil că în această dragoste este de așteptat tocmai ca să se creeze o prietenie stabilă. Posibil această dragoste va trebui să se manifeste după un timp. Și în timpul acela studiați. În timpul acesta studiați. Am amestecat cărțile. Aici am văzut, v-am zis asul de cupe de câteva ori. Și ea, ca în timp ce am amestecat, s-a separat în două. Asul de spade și regina de cupe. Nu-i musai semn de aer și semn de apă. Există nevoia de stabilitate. Există de nevoia de stabilitate.
Există nevoia de un nou început într-o direcție, dar și nevoia de comunicare emoțională, corectă, da? Într-o privință. Nevoia de a alege o direcție stabilă, de a alege între două suflete. Cineva trebuie să aleagă la un moment dat. Pentru că aveți mari aveți un mare potențial de stabilitate în viitor. Eu aș vrea să mai amestec încă o dată cărțile și să încep mesajul general. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Să nu uitați că atunci când apar monede, chiar dacă sunt mesaje faine legate de finanțe, de stabilitate, lucrurile merg mai greu, da? Nevoia de comunicare. Ia uite, într-un mod neașteptat, ca un trăsnet, vine această nevoie de comunicare. A unei iubiri, dacă nu e neapărat semn de apă, este o mare dragoste. Mare dragoste care vă dă dureri de cap. Cu care ați vrea să aveți creștere. Taur, balanță, fecioară pentru unii, semn de apă pentru alții. Dar trecând peste asta, că poate să fie orice alt semn. Aveți nevoie de creștere. Sunteți poate într-o situație unele, Doamne, sunteți independente, frumoase, abundente și vă doriți această mare dragoste. Asta este singurul lucru care vă lipsește și din cauza asta aveți dureri de cap, să zic. Pentru că sunteți singure și vă doriți pe cineva în brațe, să vă țină în brațe, să vă iubească, să vă încurajeze în momentele voastre de îndoială. Și vine totuși o comunicare, într-un mod neașteptat. Ce se va comunica? O vom trăi și vom vedea. Repet, nu uitați că acest I love you poate să vină din partea îngerilor, din partea unor persoane dragi care s-au dus. Există multe variante și vi le dau ca să vă creați voi scenariul și să fiți atenți în jur. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în vărsător, aprilie 2020. Oh! 8 de băte, 3 de cupe, 8, iar 8, 8 de monede. Asul de monede a vrut să se arate, iar 10 de spade, aici sunteți voi, 5 de spade. O, Doamne, regele de cupe iar se arată, iar se arată. E bine că se arată, măcar la sfârșitul lunii. 9 de băte. Eremitul. Primai! A trebuit să fie bucurie. Atât de multă bucurie că... Wow, și pasiune. Asta e pentru mai. Așa, ca să vă înviorez un pic, că s-a terminat cu eremitul. Wow, ce frumos! Ia uite, semn de foc, semn de aer. Da. Și totuși, wow. Pentru unii, repet, un semn de aer se separă de un alt semn de aer. Wow. Pentru cei care sunteți, vă gândiți la un semn de foc, s-ar putea între voi, da, că e un trio totuși, trio Grigoriu, să fie un semn de apă. Gândiți și la varianta asta, deși 10 de cupe înseamnă bucurie maximă, da? Atât de maximă încât dați pe din afară. Se aprind, nu știu, candelele singure din cauza atâta pasiune. Pentru alții s-ar putea să fie în legătură cu un scorpion, toată pasiunea asta. Dar eu zic ceva. Ia să mai vedem. Wow, vărsătorul. Gata. Și pe urmă trecem la etalarea care e pentru aprilie. La un moment dat prin mai sau prin iunie sau mai încolo, să zicem, transformați relația asta. Sunteți voi față de un semn care vă atrage. Că e de pământ, că e de foc, că e de apă, iar variază. Aveți toate elementele aici. Cineva vă atrage rău de tot. Rău de tot.
Dar în acest moment, da, și zice să studiați. Situația e toxică. Trebuie să manifestați altceva. Trebuie să manifestați, dragii mei. Uitați cum se confirmă. Renașterea. Puneți punct și renașteți în această relație, da? Trebuie să manifestați vindecarea. Deci vă împliniți destinul după ce vă vindecați și vă transformați această relație. Bă, deci n-am pomenit așa ceva. Regele și regina de spade. Acum e regina de spade și regele de băte, pardon. Regele și regina de băte. Și apoi regina de spade și regele de băte. Nu e așa că e minunat. Eu n-am mai văzut de mult așa combinație. De fapt, niciodată. Trebuie să transformați această relație, da? Transformați această toxicitate care încă se mai simte pentru că sunteți răniți, pentru că trebuie să treceți printr-o lecție spirituală cu un semn de foc eventual sau de apă sau de pământ. Aveți toate variantele. Trebuie să transformați această relație dintre voi și cineva de care vă simțiți foarte atrași. Trebuie să transformați. Și în momentul în care renașteți această relație, vă vindecați și vă împlineți destinul. Wow! Wow! Ela, ce mesaje ne dai? Asul de bâte. Ăsta mai lipsa. Că am văzut asul de cupe mai devreme, asul de spade și de monede și acum asul de bâte. Da? Va fi un nou început. Așteptați acest nou început. Eventual așteptați un semn de foc. Care se mai duce pe aici pe acolo. Dar probabil că la un moment dat nu se va mai duce. Ideea este că dacă viața lor, da, aventurierul acesta vă consumă, va trebui să vă eliberați un pic mental, să studiați, cum am zis mai devreme, ca să ajungeți la soare, dragii mei. La soare și la această relație. Ia uite, să aveți victorie. Băi, dar cum? Măi, deci n-am pomenit așa ceva, ce confirmare, da? Trebuie să lăsați în urmă. Ori voi niște responsabilități, ori să-l lăsați pe acest semn care e mai aventurier în această perioadă, să-l lăsați un pic în pace ca să se poată, asta înseamnă și aventură, ca să se poată manifesta, dragii mei, ce e mai frumos, cum a fost mai devreme. Deci n-am pomenit asemenea oglindire în mesaje. Și ce să... Vai de mine, să manifestați stabilitate, nouă dragoste. Băi, n-am pomenit așa ceva, dar trebuie să vă vindecați de niște minciuni, de un stil sabotant, de un escapism din partea unuia sau altuia. Voi știți în ce poziție sunteți. Wow, ce cărți, domnule, ce cărți au venit. Fui, ai, ai. Vedem și la clarificare. Deci a meritat așteptarea? Ha-ha. Eu zic că da. Îmi și povestiți ce corespunde din ceea ce spun, din ceea ce a apărut. 8 de bâte. Vreți să mergeți către cine vă bucură, da? Către întâlnirea cu sufletul pereche. Dar trebuie să mai munciți. Cum am zis mai devreme și la stadii, da? Vreți să comunicați eventual. Că iubiți, că vă bucură, că vă simțiți bine în preajma lor, dar trebuie să mai munciți, să vă mai transformați. E un foc aici. Să vă transformați voi. Să vă mai alchimizați. 8 și 8, evident, luna august, pentru cei care se gândesc la un semn de foc specific zodia leului, dar nu e obligatorie, casa 8-a scorpionului, am vorbit că poate să fie și un scorpion, că e semn de apă. Ideea este că este nevoie de transformare, că asta înseamnă 8, transformare. În felul în care comunicați, și în felul în care lucrați unul cu celălalt, da? Posibil pentru unii dintre voi să fie această situație, bucurie, trio, Grigoriu, cum vreți voi, la locul de muncă, pentru unii. Da? Dar dacă nu puteți călători, dacă nu puteți merge în această perioadă, posibil suferiți. Dar 8 de bâte înseamnă și comunicare la distanță, prin Facebook, prin telefon, prin Instagram, prin ce vreți voi. Ca să nu ne mai gândim doar la relații sentimentale, este și nevoia de a comunica despre o bucurie la locul de muncă sau o bucurie care va aduce beneficii la locul de muncă.
Eventual, ce frumos idee vine, soarele de aici și vă inspiră în felul în care veți lucra în aprilie. Ca să nu vorbim doar despre dragoste, să mai vorbim și despre altceva. Și în momentul în care voi munciți în proiectul pe care îl aveți sau în această relație despre care am vorbit că trebuie transformată și trebuie să aveți răbdare, se va manifesta și acest început stabil. Nu se va manifesta doar asul de bâte, aventura, pasiunea, inspirația despre care am vorbit, da? Se va manifesta eventual ori un dar de bani care vă ajută de la 8 să mergeți către 9, către independență financiară. Ori, dacă e vorba de relație, puneți bazele într-o poveste de dragoste. Da? Dar trebuie să munciți. Trebuie să munciți. Practic. Cu alte cuvinte, să-mi aduc aminte ce scrie acolo în mesajele de la îngeri. Ia să facem legătură. Că asta înseamnă, demonstrează. Nu doar vorbește, nu doar se manifestă pasional, sexual, e simbol falic, da? Și demonstrează practic. Probabil trebuie să arătați practic cum îi iubiți. Și uite așa, demonstrând, vă transformați și pe voi și pe ei și relația în sine și așa puneți bazele, creați curtea, ambientul pentru o relație serioasă în timp. Dar asul să nu uitați că este vibrație 5D, da? Transformarea voastră practică aduce, atrage această ofertă în 5D și pe urmă se va manifesta în 3D. În plan terestru. Până una alta, voi trebuie să învățați să renașteți. Pentru că ați trecut, să vă transformați, da? Ați trecut prin niște situații. Poate că suferiți din cauza unui trio Grigoriu. Sau dacă nu, pur și simplu, ați fost răniți, ați fost bolnavi unii dintre voi. Why not? Ați trecut prin niște multe probleme. Vi s-au spus multe cuvinte grele, ați fost jigniți, ați fost doborâți de lipsa de încredere a unora în voi, da? Ați fost trădați. Aici este marea, să zic, problemă, este centrală, după cum vedeți voi. Renașterea voastră. Renașterea voastră. Și de-aia vi se zice să mai așteptați. Dragostea este în aer, e în preajma voastră. Vă va ajuta să renașteți, într-adevăr, dragostea îngerilor, dragostea celor care s-au dus și poate a cuiva la care vă gândiți. Dar nu se poate manifesta sănătos că doar ați văzut cu ochii voștri. Nu mai dați voi în urmă, da? Nu mai deschid iar cărțile. Dacă încercați să o manifestați în această vibrație, vă intoxică. Dați-vă timp să vă vindecați, ca apărut steaua. Și atunci va fi bine. Dați-vă timp să treceți. Adică ia, nu mai vorbiți și lucrați. Dați-vă timp să treceți prin această încercare, pentru că este o lecție spirituală. Treceți prin întuneric ca să găsiți lumină, da? Lumină, focul ăsta în voi. Lumina e în voi. Și am zis că ați fost ori cu cineva la care vă gândiți, pe care iubiți, ați avut niște contraziceri, niște argumente, niște, iar sunt trei persoane, iar sunt trei persoane. Sau pur și simplu, argumentele, certurile pe care le-ați avut cu unii și cu alții, ambițiile, egourile, cartea egoului aici, 5 de spade, cartea egoului, a rezistențelor mentale în fața dragostei. Toate acestea vă țin sau v-au ținut la pământ. Dați-vă timp să vă transformați felul în care comunicați și felul în care demonstrați dragostea. Emoțional, da, sunteți fericiți. Vă ajută această emoție și e bine. Și ce trebuie să mai învățați? Că această dragoste adevărată, că asta înseamnă pentru mine regele de cupe, dragoste adevărată, chiar dacă nu se vede, există. Că regele de cupe, a zis de monede? Nu mai știu ce am zis. Regele de cupe are o dragoste adâncă cât un ocean. Dar arată doar o parte, o cupă. Dacă ar arăta toată dragostea pe care o simte, probabil ar apărea acel diavol. V-ați intoxica, v-ați înneca
unul sau celălalt, da? Va țâneca, ia uite, 10 de cupe, da? Va țâneca în acest ocean de dragoste, de emoții. Din acest motiv, această dragoste trebuie temperată, echilibrată, echilibrată emoții. Interesante mesaje. Unul din voi, dacă e semn de foc, blochează accesul celuilalt. Tocmai pentru că a fost rănit. Poate chiar semnul de foc a fost rănit în diferite situații. Și trio nu este obligatoriu să fie trei persoane, da? Poate să fie o relație între două persoane și să intervină munca. Ca și a treia cupă. Munca, familia, părinții, prietenii, da? Este și cartea prieteniilor. Sunt multe motive pentru care un trei de cupe poate să bruieze, da? Sau un trio. Poate să... Eu zic trio, cui nu-i convine, nu-i convine, nu mă interesează. E mai simplu, da? Deci, dacă un semn de foc v-ar bloca pe unii dintre voi, da, vă creează suferință, dar e posibil să vă creeze, să vă blocheze și din cauza că trebuie să se vindece. Da, sunt două persoane care suferă aici. Într-o altă variantă de interpretare, da, omul este rănit pentru că a trecut prin ce a trecut, prin bătălii. Și posibil își mai dă așa niște clipe de bucurie, dar e încă în transformare. Posibil ei trebuie să treacă prin această călătorie spirituală. Dar mesajul a venit la voi și nu îl ocoliți că ar putea să fie și pentru voi, da? Alt mesaj ar mai fi, eremitul îmi spune că dacă vă blochează, probabil nu comunicați așa cât v-ați dori voi. Eremitul înseamnă și o lipsă de comunicare, o răceală emoțională. Repet, pentru că trebuie să învățați ceva din această călătorie spirituală și unul și celălalt. Și unul și celălalt. Însă, dragostea adevărată există. Există. Pe vertical se vede. Această dragoste adevărată vrea să comunice despre această ofertă, o relație stabilă. Însă cineva blochează, pentru că e supărat. Ori din cauza că a fost înșelat, da, trădat, ori încearcă să-și aline supărările cu un pic de întâlnire cu prietenii acum mai greuț. Poate până în izolare să fi fost, nu știu, mici bucurii, simpluțe, de scurtă durată. Mici bucurii, aventuri, da. Cineva, ați înțeles, da, nu mai repet. Și din cauza că unui hăis și altui cea, se pune oarecum această tăcere, pentru că există încă o diferență de opinie, de ego. Unul are un ego mai bătăios, altul încearcă să se transforme. Frumos ar fi să vă transformați amândoi. Oricum, amândoi, împreună, repet, aveți această călătorie spirituală. Și v-am arătat mai devreme ce urmează, da? Dați în urmă ce ar trebui să fie pentru luna mai sau lunile următoare. Dar sunt mesaje superbe. Haideți să vedem. Am amestecat cărțile. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Foarte frumos. Foarte frumos. Ia uite, e un vis. Visați să comunicați. Visați la această dragoste adevărată. 6 de cupe. Cineva luptă. Am zis mai devreme. E rezistență. Cineva se luptă cu această situație. Posibil că mai este pentru unii o altă persoană în joc. 10 de monede. Peste 8 de monede. Concentrați-vă deocamdată pe muncă și pe stabilitatea voastră financiară. Izolație. Isolation. Cine vrea să facă această ofertă, sau chiar divinitatea, dacă vrea să o facă, deocamdată nu poate din cauza unei răceli. Unei răceli emoționale. Și această carte e similar cu 3 de spade. Cineva chiar a fost rănit. Voi sau ei. Poate amândoi. Că așa se întâmplă într-o poveste. Eu zic cineva.
Dar în general atragem oameni care au trecut prin experiențe similare într-o formă sau alta. Mai ales când întâlnim suflete pereche, suflete gemene, da? Flăcări gemene. Atragem oameni care au trecut prin povești asemănătoare și dacă noi le-am depășit, trebuie să le dăm timp și lor să le depășească. Wow! Conditioning exact peste 10 de spade. Totalitate. Iar apare 3. 3 peste 3. Mamă! Săracul, zgârcitul, Dumnezeu. Transformare. Existență. Această călătorie spirituală vă duce într-o nouă existență, dar v-am arătat, dați în urmă. Wow. Renaștere. Trebuie să renașteți. Și e semn de spade. Și aici este similar cu 10 de spade, dar trebuie să renașteți. Eu zic că voi. Dacă vă simțiți rădați, renașteți. Iertați. Și nu uitați că poate nu museai situația asta în sine vă răniți. S-ar putea să fie ultima spadă din o serie de relații, situații care v-au dezamăgit. Relații karmice. Relații în care poate nu v-ați arătat autentic. Relații poate în care ați fost legați de lucruri, oameni care nu v-au apreciat. Adicții de una, de alta. Evident că poate să fie pentru unii, apare de două ori leul, poate un semn, cineva în semnul leului să vă fi dezamăgit foarte mult, dar trebuie să renașteți, ia uite, să vă maturizați, să vă maturizați, să vă concentrați un pic pe bani, pe stabilitatea voastră financiară și va veni și oferta în momentul în care se va vindeca inima cuiva. Este o poveste, este o simțiți că personajul acesta este dintr-o altă viață. Simțiți, vocea interioară vă spune că v-ați mai întâlnit în alte vieți. Evident că pentru unii poate să fie și scorpion, poate să fie și balanță. Ideea este că trebuie să faceți compromis. Și în ce sens? În direcția maturității voastre. Concentrați-vă pe stabilitatea voastră și vor veni lucrurile de la sine. Vor veni lucrurile de la sine, iute. În mai va fi o situație mai pasională. Sau mai creativă. Dar, în continuare și în mai, până să ajungeți la aceasta, dați în urmă, până să ajungeți la aceasta, cred că în mai va fi transformarea, că ia uitați, la sfârșitul aprilie începe. Pregătiți-vă pentru această transformare, lucrați și voi și eventual transmiteți-le gânduri bune ca și ei să se poată transforma dacă nu este vorba de voi. Dar eu zic că și voi toți trebuie să ne transformăm și trebuie să analizăm, să studiem unde. Că adesea când suntem îndrăgostiți avem impresia că, ce bine suntem. Dar posibil mai sunt cotloane în sufletul nostru care încă n-au fost lucrate, niște răni care n-au fost vindecate și din acest motiv acea vibrație ne trage un pic, ne ține pe loc și nu putem manifesta acea dragoste adevărată. Sper că am fost înțeleasă, da? Este un vis, deocamdată visați, că vă veți întâlni, că veți simți bine, visați la cineva, ia uite. Simțiți că v-ați mai întâlnit și într-o altă viață, simțiți această conexiune profundă. Și totuși, vă luptați cu voi. Sau v-ați lupta cu cealaltă persoană, cu a treia, unii dintre voi. Dar sfatul a fost să studiați, să studiați, de fapt, 8 de bâte studiază și lucrează și se transformă, cum am zis. Ridicați-vă deasupra, sau creați-vă lumea voastră de stabilitate, ca apoi să vină și asul de spade. Vindecați-vă, în primul rând, de această dezamăgire, de acest vis, ca să-l puteți manifesta în realitate, practic. Știu că poate să pară ciudat. Ela, tu zici de vindecare, dar eu m-am vindecat. Și eu zic la fel că m-am vindecat, dar s-ar putea să nu fie chiar așa. Posibil, faptul că se amână niște lucruri, înseamnă că mai avem ceva de lucrat la noi. Cărțile arată. La noi, la voi. Asta e clar. Majoritatea celor cu
planete în semn de aer, ați avut de a face cu un leu, cu un scorpion, cu un semn de pământ. Ieșiți de aceste condiționări care vă țin pe loc. Ieșiți. Dacă există într-adevăr o situație în care sunteți trei, eliberați-vă. O perioadă. Știți, acum e prima oară când simt lucrul ăsta și trebuie să-l spun. Da, între două persoane se poate face un contact de lumină. Ideea este ca nu cumva, din greșeală, e un mesaj special, din greșeală, să nu fiți trași în această legătură și în loc să atrageți persoana înspre voi, să fiți atrași înspre ei. Înțelegeți? Din acest motiv este nevoie de transformare de lucru, lucru interior. Cineva este în aceste șabloane, patru de bâte pentru mine pe care le-am văzut la un moment dat și am văzut la șabloane relaționale. Cineva nu poate manifesta această dragoste adevărată, nu poate împărtăși cu cineva această dragoste adevărată din cauza că cealaltă persoană este încă în aceste șabloane. Îi este frică. Da? Se vede pe față. Și cum se oferă dragostea unui om căruia este frică de dragoste? Deocamdată, în această poză, am senzația că cineva se gândește mai mult la lucruri trecătoare. Ori la bani, ori la bucurii cu prietenii, da? Ori la condiționări, nu să ai voi, poate ei. Da? E o chestiune de vanitate. Vanitate poți să văd și aici, și la cinci de spade. Înțelegeți? Și din acest motiv nu se poate manifesta, nu zic musai, că este de apă, că este de pământ. Încerc să mă detașez de aceste etichete. Dragostea adevărată nu se poate oferi cuiva care deocamdată nici n-ar vedea-o din cauza că este orbit de aceste bucurii lumești. Și atunci, posibil semnul de foc trebuie să se transforme. Sau cineva care e marcat de numărul 13. Și e bine dacă vă blochează. Că își dă timp și lui și ei să se transforme. Nu sunteți implicați. Nici degeaba v-ați implica. Transformarea se întâmplă doar la nivel personal. Ei, și în momentul în care treceți prin această călătorie spirituală, vă găsiți lumina în voi, în voi separat. Tu, vărsător, vărsătoare în tine, el în ea, ei, de-abia atunci începe să manifestați o nouă existență. De-abia atunci puteți să atrageți o dragoste luminoasă, destinul vostru. Și iar apare pentru mai semn de foc, dar încă izolat, încă izolat în stresuri, în epuizări, în stări de vină. Eventual, voi trebuie să puneți capăt acestor griji care vă faceți pentru ei. Trebuie să puneți capăt, să încheiați acest capitol, vă transformați, încheiați și, da, cum a apărut mai devreme, moartea și renașterea. Renaștere, da? Renaștere, maturitate. Probabil că se va manifesta la un moment dat. Cu fi peste câteva luni, vom trăi și vom vedea. Ideea este că e în aer această dragoste. Dar arată cărțile. Cred că unul dintre voi nu este pregătit să o primească. Și din acest motiv se mai amână. Cam aceasta ar fi etalarea pentru... Dar nu uitați că sunteți iubiți. Nu uitați. Să vă bucurați de faptul că pur și simplu iubiți. Asta e cel mai mare dar, da? Apreciați acest moment. Că iubiți.
Pentru că nu toată lumea are șansa să iubească. Unii și-au închis sufletul. Dacă voi l-aveți deschis și aveți această capacitate, bucurați-vă de acest moment. Și eventual transformați-vă pe unde credeți că este necesar. Eu v-am citit cărțile, luați mesajele care considerați că vi se potrivesc. Ne reîntâlnim cu etalările următoare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Vă pup, numai bine, pa!